Astăzi vreau să vă arăt o metodă simplă prin care facem iaurt acasă. Pentru un litru de lapte, eu folosesc 2 linguri de iaurt cu fermenți activi. Aici am un iaurt cu probiotic, dar puteți folosi și alte feluri de iaurt cu fermenți activi. Laptele este de preferat cel din piață, pe care mai întâi îl vom fierbe și apoi îl răsturnăm fierbinte în vasul ales pentru iaurt și îl lăsăm să se răcească acolo până la aproximativ 50 de grade. Eu acum folosesc lapte pasteurizat la cutie cu 3,5% grăsime, pe care doar îl voi încălzi până la 48-50 de grade. Un vasul a încălzit. M-am spălat pe mâini deoarece voi aproxima temperatura după metoda bunicii. Amestec laptele care este încălzit și verific în felul următor. Temperatura trebuie să fie cât suportă degetul de fierbinte. Dacă s-a înfierbântat prea mult și când introducem degetul respinge fierbințeala, mai lăsăm puțin la răcit. Nu trebuie să fie călduț. Cât suportă degetul de fierbinte. Acum închidem aragazul și punem 2 linguri pline cu iaurt. Amestecăm bine prima lingură. Dozăm iaurtul după cantitatea de lapte. O lingură pentru jumătate de litru. Deci aici avem un litru. Și încă o lingură plină. Amestecăm bine. Iaurtul se va forma în acest vas pentru că este fierbinte. Punem capacul și îl învelim cu ceva gros. Am pregătit dinainte o pătură. Vom înveli vasul și vom lăsa laptele la prins pentru 2 până la 4 ore. După 2 ore verificăm să vedem dacă este deja prins. Îl scoatem din pătură. Dacă nu, îl lăsăm în continuare încă o oră, două. După 2 ore și jumătate, așa arată iaurtul, este încă cald, îl mai lăsăm un pic la răcorit, după care îl ținem la frigider. Dacă vreți să faceți iaurt mai des, puteți să păstrați o cantitate mică de 2-3 linguri într-un păhărel pentru a avea pentru următorul iaurt și veți fi siguri de reușită. Iaurtul este bine prins, ținând cont că este deja cald. Nu s-a răcit complet. Atunci se va mai închega mai bine. În speranța că v-am fost de ajutor, vă mulțumesc că m-ați urmărit.